Binecuvântat să fie Dumnezeu! Frați și surori, dragi prieteni, ne bucurăm să fim în mijlocul acestei săptămâni speciale în casa Domnului, să medităm la suferințele Domnului Iisus, la planul lui Dumnezeu de mântuire și la cine am ajuns noi să fim și la ce am ajuns noi să facem. Vă salut și eu cu bucurie. Înainte să ascultăm predica din această seară, permiteți-mi să spun câteva anunțuri. Vă amintesc faptul că mâine seară, de la ora 7, vom avea o seară prelungită de rugăciune. Vă chemăm să fiți împreună cu noi, să stăm în fața Domnului și să ne pregătim pentru ceea ce tot spunem toată ziua, că se va întoarce Domnul Iisus. Următoarea duminică va fi Marea Sărbătoare a Învierii. Vinerea următoare și duminică, 14-16 aprilie, școala duminicală va avea un retreat pentru copii. În 15 sâmbătă va fi breakfastul pentru bărbați de la ora 9 de dimineață, iar în 16 vom avea bake sale pentru școala duminicală. Aș vrea acum să citesc două pasaje scurte din Scriptură, respectiv Luca capitolul 24 și Romani capitolul 3. Vă rog frumos să vă ridicați. Luca capitolul 24, versetele 44 la 46 și de la Romani 3 cu 25. Primul pasaj, Luca 24, 44 la 46. Apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Roman 3 cu 25. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdări ai Lui Dumnezeu. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Săptămâna aceasta ne influențează starea de spirit, asta în condiția în care suntem conectați cu voia lui Dumnezeu, în rugăciune, în citirea scripturilor, în meditația personală sau alături de alții ca noi, pentru că săptămâna aceasta a fost foarte grea pentru Domnul Iisus, pentru Domnul nostru iubit și asta doar pentru ca să ne poată salva pe noi. În calitate de oameni salvați de El, avem atâta admirație față de El, recunoștință și mulțumire, încât să medităm în această săptămână la ceea ce a făcut pentru noi. De aceea ziua de astăzi, joia asta, se numește mare, datorită intensității și volumului de evenimente care s-au întâmplat în ea. La fel de mare este și vinerea de mâine. Aș vrea să vorbesc despre jertfele din Vechiul Testament și jertfa din Noul Testament. Încep prin a vă spune în introducere faptul că cei doi frați, Abel și Cain, sunt primii oameni care au adus lui Dumnezeu o jertfă. Patriarhii din Vechiul Testament, atât Avram cât și Isaac, Iacov, au făcut altare și oriunde au făcut un altar ca să se închine, au adus o jertfă. Jertfa este ceva ce oamenii aduc lui Dumnezeu. Jertfa poate însemna mai multe lucruri, dar indiferent de ce înseamnă, o jertfă este un mod de a te închina lui Dumnezeu și de a aduce ceva lui Dumnezeu. Noe a adus și el o jertfă de mulțumire după ce s-a terminat potopul. Majoritatea acestor jertfe au implicat vărsare de sânge, o metodă prin care Dumnezeu i-a ajutat pe oameni să înțeleagă
necesitatea jertfei Domnului Iisus, care n-a fost altceva decât o vărsare de sânge și sfârșitul unei vieți nevinovate. Aduceți-vă aminte de faptul că Petru spunea în capitolul 1, știți că nu cu lucruri pieritoare, nu cu lucruri care sunt valoroase pe pământ pentru oameni, aur, argint, ați fost voi răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără pată. Mielul fără cusur, mielul a fost o jertfă, mielul era o jertfă. Observați că printre jertfele pe care oamenii le aduceau lui Dumnezeu erau și jertfele animale, jertfele pentru păcat, jertfele pentru vină. Atunci când oamenii practicau jertfele ceremoniale, înțelegeau că pentru vinovăția lor trebuia să moară cineva. În istoria lor, mai lungă de 1000 de ani, ei au practicat această jertfă înlocuitoare când cineva nevinovat era pedepsit în locul altuia vinovat. O viață trebuia să fie curmată pe altar și cineva trebuia să plătească pentru altcineva. Există 5 feluri de jertfe în legea ceremonială și ele descriu, primele sunt descrise în primele capitole ale cărții Levitic și sunt împărțite în 2 mari categorii. Iar în săptămâna care am citit aceste capitole. Sunt jertfele de bunăvoie sau jertfele de miros plăcut Domnului și sunt jertfele pentru păcat. Jertfele de bunăvoie sunt 3 la număr, iar jertfele pentru păcat sunt 2 la număr. Este impresionant să citim Scriptura în legătură cu jertfele acestea, să ne minunăm de detaliile pe care Dumnezeu le-a poruncit lui Moise, iar Moise preoților, în mod deosebit marelui preot, și să încercăm să înțelegem ce a vrut Dumnezeu să facă, ce a fost în mintea lui Dumnezeu atunci când i-a cerut lui Moise, inaugurând cortul întâlnirii, să facă ceremoniile acestea, sacrificiile acestea la cort. Aș vrea o bună parte din predica mea să se concentreze pe jertfele acestea, având intenția să facem o comparație care ne va ajuta să prețuim mai mult jertfa Domnului Iisus Hristos. Jertfele de bunăvoie sunt arderea de tot, jertfa de mâncare și jertfa de mulțumire. Prima dintre ele presupunea că animalul care era adus la ușa cortului întâlnirii să fie de parte bărbătească, neapărat de parte bărbătească, un berbec, un țap sau un vițel. Să nu aibă niciun cusur fizic, absolut niciun cusur fizic. Trebuia să fie perfect, un animal perfect. Și trebuia să fie înjunghiat, omorât înaintea Domnului. Dacă cineva era sărac, avea o condiție modestă și nu avea suficiente resurse să cumpere un animal, el putea să cumpere o pasăre, o turturică sau un pui de porumbel. Și în felul acesta aducea jertfă și se închina Domnului. Închinătorul aducea animalul, își punea mâinile peste el și îl înjunghia. Apoi îl jupuia, apoi îl despica și îl spăla. Făcea mai multe lucruri după asta, însă nu vreau să intru în detalii. Jertfa aceasta trebuia în totalitate arsă pe altar, în comparație cu celelalte, pentru că ea îi aparținea în totalitate lui Dumnezeu. Din acest motiv, legea arderii de tot poartă imaginea dăruirii noastre totale pentru Dumnezeu. Arderea aceasta de tot rămânea pe altar toată noaptea până dimineața și focul nu trebuia să se stingă. Preotul trebuia să stea de serviciu noaptea și să vegheze să nu se stingă focul. A doua zi își schimba hainele, mergea să ia cenușa și o arunca într-un anumit loc. Era un serviciu serios acolo. Erau responsabilități solemne pe care Dumnezeu le-a încredințat preoților.
Această jertfă prefigurează în Noul Testament jertfa Domnului Iisus Hristos, care s-a dat pentru ispășirea, pentru iertarea păcatelor noastre. Acest tip de jertfă este imaginea morții înlocuitoare a Domnului Iisus Hristos, așa cum remarcă Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5. Aceasta era prima jertfă dintre cele cinci, arderea de tot. Adică arderea până când se epuiza jertfa, până dimineața, și nu mai rămânea nimic decât cenușă. A doua jertfă era jertfa de mâncare. De data aceasta, jertfa de mâncare nu se mai referea la un animal, ci se referea la cereale, la grâne, în mod special la grâu sau orz, amestecate cu ulei de măsline, peste care se punea tămâie. De aici, slujbele în biserica ortodoxă folosesc tămâia. Închinătorul care aducea genul acesta de jertfă o pregătea de acasă și o aducea preoților. Preotul o ardea pe altar, doar o parte din jertfă, iar ce rămânea, el o lua acasă ca hrană pentru familia lui. Preotul care oficia avea dreptul să ia din tot ce se cocea sau gătea într-un vas, într-o tigaie. Tot ce era amestecat cu ulei și tot ce era uscat aparținea celorlalți preoți, nu a marelui preot. Închinătorul care aducea jertfa nu primea nicio parte din jertfa care a adus-o. Însă, în a doua categorie a jertfelor, și închinătorul putea să ia o parte din jertfă. Prin comparație cu jertfa arderii de tot care era arsă în întregime pe altar, preotul veghea ca întreaga noapte să fie foc suficient, ce rămânea din jertfa adusă, ea se constituia în mâncare pentru preoți. Jertfa de mâncare reprezintă o imagine a Domnului Iisus ca om desăvârșit, așa cum El l-a glorificat pe Dumnezeu în timpul existenței sale pământești. Închinătorul care aducea jertfa aceasta, de fapt spunea, aducând jertfa asta, că recunoaște că tot ce are el, tot ce a primit el, este de la Dumnezeu. Și jertfa aceasta era o jertfă de mâncare. Prin alimente, el se închina lui Dumnezeu. Cea de-a treia jertfă din prima categorie, după arderea de tot a jertfei, după jertfa din cereale, jertfa de mâncare, era jertfa de mulțumire. Jertfa de mulțumire sau de părtășie era o adevărată sărbătoare. Era o sărbătoare a împăcării cu Dumnezeu, care era bazată pe sângele ispășitor. Această jertfă se asemăna cu arderea de tot, dar avea și câteva diferențe. În primul rând, nu se folosea păsări. Oamenii săraci aici nu aveau opțiunea unei păsări. Și a doua diferență este că permitea și animale care erau femele, nu doar masculi, precum arderea de tot. Închinarea care aducea jertfa de mulțumire trebuia să aducă animalul înaintea Domnului la poarta curții, să-și pună mâna pe capul lui și să-l înjunghie la ușa cortului. Dumneavoastră vă imaginați curtea. Vă imaginați cortul și ușa cortului. Fiecare lucru era făcut tot într-o altă parte. Erau niște detalii pe care noi nu le înțelegem, dar exista o scrupulozitate ieșită din comun. Felul în care se îmbrăcau preoții, locul unde erau ca să facă fiecare lucru pe care urmau să-l facă, fiecare gest. Imaginați-vă că trebuia să ia grăsimea, seul ăla, numai după anumite organe. Imaginați-vă să tai un vițel, să-l desfaci și să te apuci să iei tot seul ăla după rinichi, după ficat, după intestine, și imaginați-vă câți oameni veneau acolo ca să aducă jertfă. Era o muncă de-a dreptul serioasă. Animalul acesta pentru jertfa de mulțumire putea fi mascul sau femelă, așa cum spuneam, în timp ce animalul pentru jertfa de ardere de tot putea fi doar un mascul. Care dintre noi ar putea să înțeleagă de ce? Cel mai simplu răspuns este pentru că așa a spus Dumnezeu. Preotul trebuia să stropească sângele pe altar, de jur împrejur. Pur și simplu stropea cu sânge peste tot. Și imaginați-vă că sângele acela după aceea trebuia spălat, trebuia curățit. Iar
Jertfa trebuia să fie pusă și să fie arsă. Partea Domnului era numită mâncarea unei jertfe mistuită de foc. Și asta presupunea grăsimea din jurul organelor interne, în mod deosebit a intestinului, a intestinelor, a ficatului și a rinichilor. Alături de sânge și de grăsime, aceasta era partea lui Dumnezeu. Partea lui Dumnezeu era sângele și grăsimea. Din acest motiv, sângele era simbolul vieții, iar grăsimea era simbolul jertfei. De aceea, israeliții au primit legea să nu mănânce niciodată grăsimea și să nu mănânce niciodată sângele, pentru că ar fi mâncat ceea ce aparținea lui Dumnezeu. Aceasta era o jertfă închinată Domnului și ei nu o puteau folosi. Până astăzi, vedeți că noi nu bem sânge, dar nu numai din motivul acesta, însă unul dintre motive care a străbătut istoria, oamenii s-au ferit să mănânce sânge, pentru că această jertfă din Vechiul Testament s-a rostogolit prin istorie. În Levitic, în capitolul 7, este menționat faptul că preotul care oficia slujba aceasta primea coapsa dreaptă sau spata pentru a o consuma acasă cu familia. Aceasta era singura jertfă pe care închinătorul pe care o aducea primea și el o parte din jertfă ca să o ducă înapoi acasă și să mănânce cu rudele, cu prietenii, pentru că era o jertfă de bucurie, era o jertfă de mulțumire. Fiecare jertfă avea un cu totul alt scop, iar detaliile variau de la o jertfă la alta. A doua categorie erau jertfele obligatorii, în timp ce prima categorie erau jertfe de bunăvoie. Era jertfă de bunăvoie, adică voluntar să aduci o ardere de tot, să aduci o jertfă de mâncare sau să aduci o jertfă de mulțumire, de bucurie, de părtășie. Însă jertfele obligatorii presupuneau jertfa de ispășire sau pentru păcat și jertfa pentru vină. Jertfa pentru ispășire era practicată atunci când o persoană trebuia să restituie cuiva ceva ce i-a luat sau ceva ce nu i-a dat. Ceva ce i-a luat sau ceva ce nu i-a dat. Și în felul ăsta să repare răul făcut cât mai repede posibil. Existau diferite tipuri de jertfe în funcție de persoana care a păcătuit. Dacă păcătuia marele preot, el trebuia să aducă o jertfă pentru ca să nu cadă vina peste popor. Trebuia să aducă un vițel fără cusur. Câți bani trebuia să aibă ăsta ca să aducă oricând era nevoie un vițel? De asemenea, întreaga adunare trebuia să aducă un vițel. El unul și adunarea unul. Dacă era vorba de o căpetenie, aducea un țap, dar întotdeauna mascul și fără cusur. Trebuia să-l caute, nu orice. Dacă era o persoană obișnuită, o persoană de rând, trebuia să aducă o capră fără cusur, un țap, sau o oaie, un berbec fără cusur. Dacă toată adunarea păcătuia, bătrânii adunării trebuia să facă acest ritual, că nu putea să cheme acolo toată adunarea. Erau niște reprezentanți, un grup de bătrâni care se ocupau de lucrul ăsta. Erau niște rânduieli atât de precise, atât de scrupuloase, încât mă tem că ne întreceau. Preotul trebuia să stropească de 7 ori în fața perdelei și pe coarnele altarului de aur al tămâierii, apoi turna restul sângelui la picioarele altarului pentru arderile de tot. Sângele acela cât era, îl turna la picioarele altarului. Apoi preotul ardea grăsimea, rinichii, ficatul pe altar, exact cum se făcea la arderea de tot. Oamenii aveau timp să facă aceste lucruri. Vă întreb, dacă ar trebui să facem noi asta, ce am face? Ne-am schimbat stilul de viață. Că am avea nevoie de timp. Probabil că ne-am organizat altfel timpul. Restul animalului era dus în afara taberei și era ars, dar numai la jertfa asta.
De asemenea, păcatul care ocaziona aducerea jertfei pentru păcat avea două caracteristici. Prima dintre ele, păcatul era comis fără voie, adică neintenționat. Cine aducea jertfa asta, o aducea doar pentru un păcat neintenționat. Apoi, păcatul era comis împotriva vreuneia dintre poruncile Domnului. Nu mai era în legătură cu un om, ci era în legătură cu poruncile lui Dumnezeu. În concluzie, aceste două jertfe au în vedere păcate săvârșite după momentul răscumpărării. Un străin, cineva dintre neamuri, nu putea să aducă jertfa aceasta. Ultima jertfă din șirul acestora, cele cinci, era legea pentru vină și aceasta era necesară atunci când cineva comitea o nelegiuire. Era jertfa pentru vină și ea era necesară pentru ofense minore, dar de asemenea neintenționate, cu adăugirea faptului că restituirea trebuia neapărat făcută. Trăsătura distinctivă a acestei jertfe este faptul că trebuia să se facă restituire pentru păcatul săvârșit înainte de a aduce jertfa. Adică, dacă se întâmpla, așa cum spuneam puțin mai devreme, cineva să facă o nelegiuire, el înainte să aducă jertfa trebuia să-și repare nelegiuirea, restituind ceea ce a păgubit, ceea ce a făcut, ceea ce s-a însușit. În situația în care păcatul făcut putea fi compensat financiar pe lângă berbecele care era adus ca jertfă pentru vină, vinovatul trebuia să compenseze financiar pe păgubaș. Nu printr-un simplu sorry ca astăzi. Astăzi e simplu. Spui un cuvânt în care crezi cât, numai tu știi cât crezi, atunci trebuia să recompensezi financiar pe cel pe care l-ai păgubit. Cu o amendă de 20%, Levitic 5, 14 la 16. 20% amendă. Amendă la cortul întâlnirii. În cazul unui păcat față de Dumnezeu, mai întâi cel care aducea jertfa pentru vină, trebuia să aducă preotului partea cu care l-a înșelat pe Dumnezeu. Dacă trebuia să facă ceva pentru Dumnezeu și n-a făcut, înainte să aducă jertfa, trebuia să aducă partea cu care l-a înșelat pe Dumnezeu preotului, adică să-și repare prostioara și după ce își repara ceea ce a păcătuit, aducea jertfa ca să fie iertat. Restituirea astăzi nu se mai practică. Noi scăpăm cu sorii. Vedeți, Dumnezeu a învățat poporul acela să-și repare greșeala. Partea Domnului era alsă pe altar, preotul aducea jertfa și pielea animalului era a lui. Își făcea cojoc, căciulă, ce își făcea din pielea animalului? Probabil că exista în vremea aceea o întreagă industrie din pielea animalului. Toți preoții puteau să mănânce din carnea animalului în legătură cu jertfa aceasta, iar închinătorul care aducea jertfa nu primea de data asta nimic din jertfa care a adus-o. În concluzie, frați și surori, am vrut să facem o fugară incursiune în acest ritual al jertfelor ceremoniale ca să avem un pic de habar despre activitatea extrem de dinamică de noaptea până noaptea care se petrecea la templu, la cortul întâlnirii și mai târziu la templu, pentru ca oamenii să scape de păcatele pe care le-au făcut. Astăzi, îngenunchem două minute, ne înșirăm din ce mai aducem aminte, ne ridicăm și avem siguranța că Dumnezeu ne-a iertat în baza unui miel care a fost adus cu 2000 de ani în urmă, noi nu l-am văzut. Sângele lui n-a sărit pe noi, nici n-a curs ca noi să-l vedem. Dar prin credință ne ducem 2000 de ani în urmă și în baza la ce s-a întâmplat atunci, mielul lui Dumnezeu care a stat pe cruce, noi suntem astăzi iertați. Vă puteți imagina că astăzi pe fața pământului locuiesc 8 miliarde de oameni? Și dacă toți s-ar apleca cu pocăință în fața lui Dumnezeu Tatăl, ca să-și ceară iertare în baza mielului lui Dumnezeu de la Golgota, absolut toți
ar fi instantaneu iertați de păcatele lor. Și acum întrebarea, vă puteți imagina câtă autoritate are în fața lui Dumnezeu Tatăl această jertfă, încât iartă păcate de curvie, iartă crime, iartă furturi, iartă fără de legi foarte mari, foarte grave, dar nu doar unui om. Ce fel de ființă este Dumnezeu încât poate să ierte într-o clipă, în baza jertfei Fiului Său, miliarde de păcate, iar noi avem dificultăți să iertăm o abatere accidentală sau intenționată a unuia. Avem dificultăți să ne iertăm tovarășul de viață, părinții, copiii. Vă puteți imagina ce trecere are în ochii lui Dumnezeu ceea ce Hristos a făcut la Golgota, încât absolut oricine care se roagă în mod sincer și cu căință în numele lui Hristos este iertat de Dumnezeu în mod instantaneu. Înțelegeți acum de ce nu-i normal să stăm pe bancă și să nu ne împărtășim, doar având intenția să ne împărtășim data viitoare? Pentru că Iisus a scrâșnit din dinți ca noi să avem ocazia, onoarea, dreptul să cerem să fim iertați nu data viitoare, ci data asta. De aceea obiceiul ăsta nu numai că nu-i biblic, dar e nesănătos. El dovedește o tradiție care nu este sănătoasă. Dovedește o tradiție care îți permite să stai pe bancă în loc să te pocăiești. Care îți permite să amâni pe luna următoare pocăința în loc să te pocăiești acum. Să mai stai încă o lună sub o sândă cu păcatul la purtător. Unde este rațiunea și biblicitatea acestei practici? Atâta timp cât trăim, dacă ne căim în mod sincer, cu perspectiva nerepetării a păcatului mărturisit, Dumnezeu ne iartă în numele lui Iisus. 2000 de ani au trecut și forța de iertare a acestei jertfe nu s-a epuizat. Are aceeași intensitate, are în fața lui Dumnezeu Tatăl aceeași trecere, aceeași autoritate, ca un izvor care nu seacă. Și oameni ca mine și ca dumneata, care se roagă în numele lui Iisus mărturisindu-și păcatele cu căință, după 2000 de ani de atunci, continuă să fie iertați. Înțelegeți acum de ce oamenii săvârșesc un păcat mai mare prin faptul că nu se pocăiesc decât păcatele care le-au făcut pentru care ar trebui să se pocăiască? Pentru că păcatele care le-au făcut nu le mai pot corecta. Dar păcatul de astăzi, în timp ce vii la adunare și asculți că a venit Iisus luând formă umană ca să poată muri, că nu putea Dumnezeu să moară. Și în sângele Lui, în baza jertfei sale, omul e iertat, iar omul să trateze cu indiferență și nepăsare metoda lui Dumnezeu de a ierta omul în felul ăsta, salvându-l de la iad, de la moarte veșnică. Această sfidare a soluției lui Dumnezeu îl ofensează pe Dumnezeu mai mult decât toate păcatele pe care un om le-a făcut într-o viață. Pentru că omul se încăpățânează și pur și simplu ia o atitudine de ostilitate în fața intenției lui Dumnezeu de a-l salva, pur și simplu fără să facă nimic altceva decât să regrete păcatele pe care le-a făcut. Și asta ca nu cumva să existe un preț care depășește pe cineva. Nu cumva să trebuiască să coste un penny și cineva să nu aibă un penny. Nu cumva să aibă un preț pe care cineva nu-l poate plăti. Și atunci, prețul este doar acceptarea vinovăției și asta o poate face orice om care nu este debil mental. De aceea, debilii mentali nu vor fi făcuți responsabili de păcatele lor. Pentru că nu au aparatul cu care să deosebească binele de rău și nu au logica și discernământul necesar să înțeleagă ce trebuie să facă, să-și asume responsabilitate.
Dar orice om care are mintea întreagă are dreptul să se pocăiască. Nefolosirea acestui drept este o atitudine de ostilitate înspăimântătoare pe care un om i-o adresează lui Dumnezeu în raport cu Evanghelia pe care a auzit-o. Oameni dragi, a te pocăi este o onoare, este un dar, este un privilegiu, e un har și în ultimă instanță este o poruncă. A te pocăi înseamnă să scapi de ceea ce meriți și acesta e har. A te pocăi înseamnă să nu primești ce meriți și aceasta este milă. Aș vrea să închei spunându-vă că toate jertfele acestea ceremoniale și toate celelalte lucruri, porunci ceremoniale, s-au încheiat când a venit mielul lui Dumnezeu. Chestia cu sămânța, chestia cu sorocul femeilor, toate fac parte din categoria acestor lucruri ceremoniale. Și după cum nu mai venim cu mielul la altar, nu mai venim nici cu celelalte, nu intru eu în detalii, mai ales la cina Domnului. Dar vreau să vă spun că e înspăimântător să ai zeci de ani de pocăință și să nu cunoști Scriptura pentru că nu o citești. Iar atunci când ai întrebare, te duci pe Google și arunci acolo o întrebare. Măcar nu te simți inconfortabil să faci asta. Ai cartea asta în mână, de ce pui întrebări altora? Că ți-e lene să o citești și să găsești singur răspunsul? De ce ne simțim confortabil să punem întrebări când răspunsul este aici? De ce nu ne simțim vinovați să deschidem cartea și să aflăm singur răspunsul? Asta este marea dovadă care într-o zi ne va osândi, că am avut-o pe noptieră, dar nu în minte și nu în suflet. Și am folosit rețelele de socializare ca să punem întrebări care dovedesc că nu mai suntem cititori de Scriptură. Că dacă am fi, n-ar trebui să întrebăm pe Google dacă e alb sau negru. Și am descoperit în Scriptură că de-aia ne-a fost dată Scriptura, să ieșim din ignoranță și să fim liberi prin cunoașterea Evangheliei și să nu depindem că nu știm cine ne răspunde pe internet, dar știm cine ne-a trimis mesajul aici sub coperțile Scripturii. Spuneam că închei spunându-vă câteva jerfe ale Noului Testament, dar nu mai sunt aduse de mielul lui Dumnezeu, ci ele trebuie aduse de noi ca jertfele din Levitic. Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. În loc de un vițel, adu o mulțumire. Adu o mulțumire exact cum aduceau oamenii un vițel. Adu o mulțumire, pregătește-te pentru asta. Nu facem fugă în grabă. Și încă ceva. Ca jertfă, împlinește-ți promisiunile pe care le-ai făcut. Împlinește-ți promisiunile pe care le-ai făcut. Asta este o jertfă pe care o aduci. Și Dumnezeu se bucură de jertfă și o primește. Se bucură la fel cum s-a bucurat în vechime de jertfele pe care le aduceau oamenii atunci. Cine aduce mulțumiri ca jertfe, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, îi voi arăta mântuirea mea. Încă o jertfă. Îi vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. De ce nu cântați când sunteți în adunare și vă uitați la screen și țineți buzele lipite și gura închisă? Puteți să spuneți de ce? Oamenii lui Dumnezeu, religia, practicarea creștinismului nostru nu este după cheful nostru și după ambițiile noastre. Asta este o copilărie și demonstrează lipsă de spiritualitate și de cunoașterea Evangheliei. Uitați ce a scris Dumnezeul pe care noi îl respectăm. Îți vom aduce în loc de tauri, adică taurul, vițelul care l-aducea ca jertfă, în loc de un vițel, îți voi aduce cântarea mea. Dar cântarea asta nu-mi place. Dar de ce ești așa simandicos? Noi putem să cântăm pentru fiecare din persoană din adunare, sute de oameni aici, cât o cântare specifică pentru fiecare. Dar n-avem în mașină posibilitatea să ascultăm cântările preferate? Aici e un loc unde ascultăm cântări preferate. Pentru noi se cântă cântările astea. Eu am crezut că se cântă pentru el. Când se cântă, aduci un vițel. Aduci un vițel. Aduci un vițel ca jertfă Domnului. Asta e o mare onoare. Încă ceva.
Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit, o persoană smerită, un om modest, umil. N-are nicio importanță câți bani ai, ce slujbă ai, cât de tânăr ești, cum arăți. Nu, n-are importanță. Observați că Scriptura condamnă mândria și apropierea de ea și cultivă, ajunge să o pună ca o jertfă. Să fii modest este o jertfă. Să fii smerit este o jertfă. Să fii o persoană blândă, liniștită, să nu te mai ții ocoș, e o jertfă pe care o aduci Domnului. Poți să înveți ceva astă seară? Cât de profundă este spiritualitatea? Câte valențe are manifestarea pocăinței? Vă îndemn, dar fraților, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă. E ușor să aduci un vițel, e mai greu să te aduci pe tine. În loc de vițel, de țap, de berbece, să mă aduc pe mine ca o jertfă lui Dumnezeu și să spun, Doamne, astăzi nu-ți mai închin un țap sau un berbece, ci trupul meu îl așez înaintea ta ca să te folosești de tot ceea ce l-ar putea să facă pentru onoarea ta și pentru lărgirea împărăției tale. Cum te suferi să nu faci nimic? Mă auzi? Cum te suferi să nu faci nimic? Când Biblia îți cere trupul, Biblia îți cere trupul, dă-i jertfa asta lui Dumnezeu. Îți rezervi dreptul să te împotrivești. Nu-i biblic, nu-i matur, nu-i creștinește, nu-i normal, nu-i spiritual. Asta înseamnă că nu Dumnezeu ne conduce pe noi, ci noi ne conducem. Chiar dacă va fi nevoie să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței, voi face asta cu bucurie. Asta înseamnă acceptarea unor suferințe, unor nedreptăți, unor pagube, unor dificultăți, unor probleme în care ești implicat ca păgubaș. Accepți. Asta e o jertfă. Te duci și pui jertfa înaintea Domnului și spui, Doamne, de data asta nu mai mă închin cu banii de colectă, nici cu rugăciunea, nici cu cântarea. De data asta mă închin cu ofensa care mi-a fost făcută, cu nedreptatea care mi-a fost pricinuită. Îți aduc această jertfă a nedreptății la care am fost supus. Tu știi că n-am fost vinovat, dar sunt văzut ca un vinovat. E, astăzi îți aduc această jertfă. Nu mă răzbun, nu critic, ci mă compor cu maturitate, închinându-ți și ofensa mea. Obișnuim să facem asta? Care este răspunsul adevărat? Sunt bogat, sunt în belșug, am totul, voi mi-ați trimis un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită înaintea lui Dumnezeu și ultimul verset, Evrei 13. Prin el aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor noastre, care mărturisesc numele Lui. Asta este jertfa evangelizării. Evangelizarea nu este o opțiune. Să vorbești despre numele Domnului este obligatoriu în creștinism. Este o jertfă cu care ne închinăm lui Dumnezeu. Nu mai sunt jertfele ceremoniale. Acelea s-au oprit prin jertfa Domnului Iisus. Dar nouă ne-au rămas jertfe care nu mai sunt animale. Și sunt felul în care ne maturizăm și îl servim pe Dumnezeul nostru. Oameni dragi, în contextul cinei Domnului, predica aceasta o ascultăm altfel. Cade, se așează altfel pe sufletul nostru. Unii suntem mai tineri, alții mai în vârstă, însă asta nu contează. Știți ce contează? Nici măcar ce am făcut până acum, că Dumnezeu ne iartă dacă ne pocăim. Contează dacă astăzi zvâcnim prin credință și ne asumăm angajamentul. Fără angajament nu există început și fără consecvență nu există sfârșit. Vă cer astăzi, oameni dragi, nu doar să vă pregătiți pentru acum ca să vă împărtășiți, e prea puțin. La vechimea noastră în pocăință e prea puțin. La cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu, este prea puțin. Vă cer
să vă angajați de astăzi înainte să aduceți jertfele din Noul Testament. Când vă duceți acasă, intrați pe internet sau luați o concordanță sau măcar Biblia cu explicații. Duceți-vă în concordanța de la sfârșit la cuvântul jertfă și scoateți-vă versetele acelea sau printați-le, puneți-le pe o hârtie și așezați-le pe descul dumneavoastră. Așezați-le la masa unde citiți Biblia, unde lucrați, pentru ca versetele astea să vi se lipească de suflet și să înțelegeți că și noi astăzi trebuie să aducem jertfe. Nu berbeci, nu tauri, nu viței, ci să ne aducem pe noi și activitățile pe care noi cu trupul nostru le putem face în cinstea Domnului. Oameni dragi, haideți să stăm în fața Domnului, să ne ridicăm și să ne pregătim pentru împărtășirea cu trupul și sângele Domnului.